Și sunt mereu uimit cum Dumnezeu conduce toate lucrurile în providența sa spre binele nostru. În acest sabat, pentru că Dumnezeu așa vrea, vrem să studiem niște lucruri care sunt în sensul acesta unice, în sensul că am dat la toate trei prezentările acest cuvânt. În seara aceasta vom vorbi despre unica vulnerabilitate a omului. Mâine dimineață despre unica problemă a omului și mâine după masă despre unica soluție a omului. Eu, când eram încă mic, vroiam să fiu pastor și am studiat mereu Biblia să ajung pastor. Dar și când am vrut să merg la seminar, totuși Dumnezeu a făcut așa să n-ajung acolo și nu e bine. Și Dumnezeu m-a făcut în providența sa să fiu medic. Și astăzi, uitându-mă înapoi, văd că a fost o idee mai bună să devii medic, apoi să fii pastor. Și nu invers. Probabil că ca pastor m-aș fi frământat foarte mult pentru că era domeniul în care mă simțeam tare. Însă ca medic n-am vrut să fiu nici medic și acolo Dumnezeu m-a pus ca să învăț un lucru unde nu sunt tare. Și astăzi, uitându-mă înapoi, sunt foarte bucuros să văd că Dumnezeu știe mai bine cum să ne conducă viața decât noi. Aș vrea ca să vă întreb, pentru că îmi place întotdeauna să comunic și cu sala, chiar sunteți convinși că omul are o singură vulnerabilitate? Ce credeți? Există mai multe feluri în care omul poate să facă ceva ce nu este corect sau există un singur fel de a-l face? Dacă n-aș fi medic, n-aș ști răspunsul. De aceea, mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat ceva, ceea ce a trebuit să învăț de-abia când am învățat să-l cunosc pe om. Și odată când cunoaștem pe om, și sper că în acest sabat îl vom cunoaște mai aproape, vei vedea că lucrurile se așează foarte frumos una lângă alta. Aș vrea să încep cu ispitirea Domnului nostru Iisus Hristos. El a venit pe acest pământ și în Luca 4 cu 4 el răspunde ispititorului: este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Când Iisus spune aceste cuvinte, voi cu toții cunoașteți, citează pe cine? Citează pe Moise, din Deuteronom 8 cu 3, unde este scris: astfel te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame și te-a hrănit cu mană, pe care nici tu nu o cunoșteai și nici părinții tăi nu o cunoscuseră, ca să te învețe că omul nu trăiește cu pâine, numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului, trăiește omul. Acum, dacă v-aș putea pune întrebarea, cu ce putere mișcați degetul? Cu pâine sau cu cuvântul lui Dumnezeu? Bine că v-am sugerat această idee, dar chiar credeți? Chiar credeți că vă trebuie cuvântul lui Dumnezeu ca să mișcați degetul? Da. Dar cuvântul are nevoie, are creierul nevoie de cuvinte? Vedeți, dacă n-aș fi fost medic, n-aș fi știut
că Iisus, care ne-a creat, vorbește într-adevăr în mod real, că omul nu poate să trăiască decât cu pâine, ci trebuie să trăiască din orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Este fenomenal că ispitirea lui Hristos în pustie, este ispitit Iisus să mănânce ceva sau să creadă ceva. Unde este ispita lui? Unde este atacul satanei asupra sa? Ce să facă? Să creadă ceva sau să mănânce ceva? Ok. Ce să creadă? Oh? Noi așa zicem că el a fost ispitit să își facă de mâncare. Pentru că dacă nu mănâncă, va... Ce se va întâmpla? Va muri. Și atunci? Și atunci? Ce ar fi trebuit Iisus să facă dacă credea că moare dacă nu mănâncă? O? Avem cu toții nevoia să trăim? Și mai revinem? Și a revenit. Ok. Atunci, dacă da, dă-i full screen. E în regulă. Ok. Hai să mai dau de la mine aici. Totdeauna tehnica. Ok, acum. Ok. Iisus a fost ispitit să creadă că El trebuie să mănânce, să trăiască. Și ce răspunde? Ce înseamnă că nu trăiește numai cu pâine? Poftim? Adică și cu altceva în afară de pâine. Este greu pentru om să creadă că el are nevoie de pâine? Adică trebuie să creadă că are nevoie de pâine? Da sau nu? Nu, pentru că știe, fiecare știe că are nevoie de pâine ca să trăiască. Dar vine ceva înaintea pâinii sau nu? Ce vine ca să trăiești înaintea pâinii? Ce este acel lucru? Nu, foamea e după pâine, dar ce vine ca să poți trăi înaintea pâinii? N-ați înțeles ideea? Probabil că n-ați înțeles ideea. Înainte ca să poți mânca, trebuie să ai pâinea, adică cuvântul lui Dumnezeu. Am înțeles noi acest lucru? Ma nu astăzi, dar am înțeles noi în general că înainte ca să mănânci, ai o nevoie înaintea mâncării, adică care în ierarhie vine deasupra a mânca. Iisus o spune. Ați citit vreodată acest text cu atenție. De ce le-a dat mana în pustie? Să-i învețe că au nevoie de pâine sau că au nevoie de cuvântul lui Dumnezeu? Pentru a... ce? Trăi. Pentru a trăi. Ce credeți? De ce le-a dat Dumnezeu pâinea în pustie după acest text? Ce să-i învețe?
Adică ce este înaintea pâinii? Înaintea pâinii vine cuvântul. Noi așa în religia noastră, în religiozitatea noastră, să zic, noi citim cuvântul. Dar nu vedem că viața depinde de el. Și întâi vine cuvântul și după aceea vine pâinea. Și dacă veți fi atent și veți citi acum Biblia din punctul acesta de vedere, veți vedea că toate ispitele omului nu vin la pâine. Niciodată. Vom vedea mâine ispitirea lui Adam și Eva. A fost la mâncat sau nu l-a mâncat? Pentru că mâncarea era involvată, nu? Dar au fost ispitiți să mănânce? Sau au fost ispitit să creadă? Unde este vulnerabilitatea omului? L-a mâncat? Sau l-a crezut? Citesc acele texte care noi le cunoaștem cu toții, că suntem biserica care zice că ea este chemată să vestească cele trei solingerești. Și acolo e primul înger care zice: și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu evanghelie veșnică pentru ca să vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărui seminții, oricărui limb și oricărui norod. Prima idee, câți oameni sunt implicați în acest mesaj? Câți oameni de acestui pământ? Toți. Și ce le vestește îngerul? Ce le spune? Zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Ce face îngerul? Invită la o masă fizică sau la o masă spirituală? Ce nevoie are tot norodul, tot fiecare om pe acest pământ, ce nevoie are? Să se închine. Dar acum trebuie să interpretăm închinarea. Pentru că cel târziu, în ultimii ani, am văzut că nu se înțelege închinarea. Haideți să vedem ce avem nevoie ca să interpretăm Scriptura, care este ce? Ce este Scriptura? Cuvântul lui Dumnezeu. Dar știți, așa cum poți mânca un lucru care nu-ți vine bine, așa poți și interpreta cuvântul într-un fel greșit. Și atunci cum îți va face? Îți va face rău. De aceea, ce ne trebuie ca să interpretăm cuvântul corect? Și vă spun că ne trebuie mai mult decât cuvântul ca să-l interpretăm corect. Pe vremea lui Iisus Hristos, avea oamenii Biblia? Da sau nu? Cum se numesc oamenii care citesc Biblia? Cărturari, cărturari. Dumneavoastră ce sunteți? Cărturari? În sensul că citiți sau știți lucrurile cum se aplică în viață? Eu întâlnesc mulți cărturari și problema lor este: ei învin cu citate din Biblie, învin cu citate din Ellen White și îmi zice: uite ce scrie citatul. Eu zic: citatul ăla ție zice ceva și mie îmi zice altceva. Tu mănânci mâncarea ta, eu mănânc mâncarea mea. Cine știe că are dreptate? De aceea eu de obicei nu folosesc citate ca să am un argument. Pentru că ne trebuie mai mult decât un citat.
să înțelegem lucrurile. Dar asta bate foarte tare la preinformația noastră că un singur lucru în sensul acesta ne ajută. De aceea Dumnezeu m-a făcut medic să-mi arate că am nevoie să știu mai mult decât să citesc Biblia. Și anume trebuie să știu dacă cuvântul lui Dumnezeu este ceea ce îi dă omului viață, eu trebuie să știu pe unde trebuie omul să-l asimileze. Și cum îi dă viață, nu e așa? Dacă ai o mâncare și nu știi unde să o folosești, ce faci cu ea? Nu știi cum. De aceea, ceea ce m-a făcut să înțeleg în mod practic, nu scriptural, nu cărturărește, sau așa zice, ci în mod vizibil. Pacienții mei, de ce erau bolnavi? Ce le lipsea sănătății lor? Mâncare? Mâncare? Nu mâncare. Ei nici nu știu măcar. Oamenii nici nu știu măcar că sănătatea și viața lor depinde de ce mănâncă spiritual. Și pe trupul omului, Dumnezeu mi-a dovedit că omul nu trăiește numai din pâine. Numai ăsta arată că aceasta fiecare om știe. Dar când am pacientul în fața mea și spun, dumneavoastră, vi s-a umflat parotida pentru că vă lipsește iubirea lui Dumnezeu, el cum se uite la mine? Se uită și zice, vai, ce descoperire fenomenală! Unde este cu pâinea aia ca să o mănânc, ca să îmi fie bine? Omul stă așa și zice, ăsta de unde vorbești? Știți, când am început să intru în cabinet acum 18 ani și jumate, am luat o carte să citesc. Și asta este o carte cunoscută, Divina Vindecare. Și acolo stă scris că iubirea e necesară ca ficatul să funcționeze bine. Și m-am gândit, mă, asta e carte ezoterică. Iubirea pentru ficat? Și am zis, nu se poate. Și iubirea este o putere care dă viață întregului trup. Stăteam și stăteam și citeam, zic, asta n-am învățat la facultate. Că iubirea este necesară pentru sănătate. Ați învățat-o dumneavoastră? Să știți, dacă ceva este o sărăcie în această lume, iubirea nu există. Când ea este prima nevoie a omului, nu există nici o facultate, nici o universitate, poate cineva care mă aude și o a găsit, o să-mi spună, care are măcar tema dragostei în ea. Adică să zic că avem un semestru în care avem subiectul iubirea. Ce este, care e rolul ei, avem așa ceva? Da sau nu? No, facem noi niște școli premaritale, așa când oamenii încearcă să se, da, se căsătorească și încercăm să le arătăm anumite lucruri, dar n-am înțeles care e rolul iubirii. Spuneți-mi, iubirea unde se găsește? La nevastă? La soț? Unde se găsește? În cuvântul lui Dumnezeu. În cuvântul lui Dumnezeu. Cine este iubirea? Dacă Dumnezeu este iubire, ce iese din cuvânt, din gura lui? Când spui cuvânt sau spui iubire, spui același lucru.
Am stat acolo ca un elev să văd că pacienții mei au nevoie de iubire. Dar nu știam cum așa. Pentru că eu n-am învățat nimic că omul are nevoie de iubire. Am crescut adventist și nu am știut cuvântul lui Dumnezeu e necesar pentru sănătate. Am știut. Și al doilea lucru care Dumnezeu m-a învățat, în afară să-L înțeleg pe om, este legea sa. Aceste trei lucruri trebuie să le știm. Două din ele sunt absolute și una este interpretabilă. Care sunt cele două absolute? Legea este absolut și cine? V-am pus o, cum să zic, o, cum zice când pui o întrebare așa cu capcană? Dificilă. O întrebare dificilă. Dificilă, da? Ce este absolut în aceste trei lucruri și ce este interpretabil? Știu că vă provoc în seara aceasta, dar așa m-am făcut. Cine? Omul și legea sunt absolute. Cuvântul este interpretabil. Oh, va trebui să gândiți acum un pic. Pentru că cărturarii, când a venit Iisus Hristos, ce aveau ei ca acel absolut în care ei ziceau că au adevărul? Cuvântul. Nu le-a spus Iisus, voi studiați și citiți Biblia ca să aveți viața veșnică, dar la mine nu veniți când ea vorbește de mine. Cum s-a putut face așa ceva? Cum era posibil să citești Biblia și când vine cel care a scris-o și care o arată, zice, ăsta nu-i din Biblie. E fenomenal. De ce omul este absolut? Ca obiect, ca funcții, ca nevoi, nu există schimbări pe acest plan. Și legea este absolută pentru că ea este și se explică singură. Dar Biblia, fiecare verset, va trebui să-l interpreteze. Și dacă n-ai unitatea de măsură corectă, îl vei interpreta cum îl interpretau cărturarii. Și va veni Iisus să bată la ușa ta și tu vei zice, eu nu te cunosc. Și mai rău, oamenii îl vor răstigni, așa cum l-au răstignit pe Hristos. Să știți că nu l-au răstignit cei care nu cunoșteau Scriptura, ci l-au răstignit cei care cunoșteau Scriptura în mod greșit. Cei care vedeau și aveau Scriptura ziceau, omul ăsta n-are drept la viață, pentru că Scriptura îl condamnă. Erau greșiți sau nu? Sper. Deci avem nevoie de trei lucruri. Două sunt absolute și cealaltă trebuie interpretată. Și ca să o interpretăm corect, ne trebuie o evaluare absolută a cuvântului. Și haideți să vedem cum o facem. Dumnezeu, ne uităm întâi la lege, că ea este cea mai simplă. Legea lui Dumnezeu spune, pentru că Dumnezeu a creat toate lucrurile într-un anumit fel, și anume să fie un canal. Înțeleg, încerc să explic imediat ce este un canal, dar poate înțelegeți. Este un element care are o intrare și o ieșire. Pentru că Dumnezeu a construit acest univers să funcționeze într-un circuit în care fiecare canal trebuie să funcționeze după același principiu. Orice element, de la cel mai mic
Și până la cel mai mare, care Dumnezeu l-a creat, funcționează după principiul unui canal. Adică, el nu poate să existe și să funcționeze de la sine. Nu poate să existe să funcționeze la sine. El trebuie să fie întâi să ia, pentru că nu poate fi independent, dar nu ia pentru sine, ci o dă mai departe ca să facă și să slujească unui scop, care este bunul comun al Universului pe care l-a făcut Dumnezeu. Și omul este un astfel de canal și lui i s-a dat o lege care noi o găsim în cele 10 porunci. Una este cea care regulează luatul și cealaltă regulează luatul. De aceea Dumnezeu a scris legea pe două table, pentru că în orice acțiune există două elemente. A lua și a da. Și acum facem un mic exercițiu să vedem dacă ați înțeles legea. Iisus spune așa, când vine odată un cărturar sau un mare la el să-l întrebe, care este prima poruncă din lege? Iisus răspunde și dumneavoastră știți răspunsul? Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeu este unul singur. Să-L iubești din toată inima ta, din tot cugetul tău, din tot sufletul tău, cu toate puterile tale. Aceasta este porunca cea mai mare. Și cealaltă este egală cu ea, și anume să iubești pe aproapele ca pe tine însuți. Spuneți-mi, când auziți porunca întâi, să iubești pe Dumnezeu, ce înțelegeți? Dacă aveți legea în față, ce înțelegeți? Vă cere Dumnezeu ceva? În sensul să îi dați ceva? Sau vă invită Dumnezeu la masă? Acum vă dau multe sugerări, dar spuneți-mi, ce înțelegeți dacă sunteți sinceri? Poftim? Adică ce spune? Ce înseamnă ascultare? A da sau a lua? Poftim? Nu, dacă când Dumnezeu zice iubește mă cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta, ce zice? Vino și ia ceva de la mine? Sau zice, dăm ceva? Iubiților, nu vă mințiți. Pentru că asta este prima problemă a omului, vom vorbi mâine despre ea. Că avem o singură problemă în viața noastră și anume înșelarea de sine. Vă spun că fiecare dintre noi, când aude să iubești, se gândește la luat sau la dat? Fiecare, fără să judecați, se gândește la dat. Fiecare se gândește la dat. Dar asta înseamnă că n-am înțeles legea. Pentru că nu există să dai ceva înainte ca să iei. Și atunci când Iisus zice, ascultă Israel, Dumnezeu este unul singur, ce zice? Este o singură fântână de apă sau de iubire, sau, da? Și ne spune că noi suntem dependenți de El cu cât la sută? Adică, pentru cât ne trebuie cuvântul lui Dumnezeu? Pentru inimă? Pentru cuget? Pentru toate puterile noastre, pentru toată ființa noastră. Și acum, dacă înțelegeți legea, când Iisus ne spune să îl iubim pe El, ne cheamă să-L bem. Sfânta Cină este fenomenală. Iisus a fost respins de mii de oameni, pentru că
chemat să-l mănânce. Și a zis, nu mulțumim, nu mulțumim. De ce au plecat oameni? Când el i-a chemat la masă. Să știți, cei mai mulți vor pieri pentru că n-au înțeles niciodată legea lui Dumnezeu, care te cheamă întâi la masă. Te cheamă întâi să iei, pentru că n-ai ce să dai. Dau acest exemplu. A fost odată în Asia, unde erau 750 de elevi, de studenți, și așa cum stați aici, aici stăteau doar băieții și acolo stăteau doar fetele. Și dacă întrebe o fată dacă are nevoie de iubire, ea ce zice? Da, băieții sunt mai puțini, dar fetele știu nevoia lor de iubire. Și am întrebat și au zis, deși în Asia este ca în România aproape, nu prea vorbesc cu oamenii cu tine, dar au fost de acord că au nevoie de iubire. Și atunci le-am pus întrebarea următoare. Aveți nevoie de iubire? Da, Dumnezeu a pus-o noi. A pus-o El în noi sau nu? Da, e o nevoie absolută. E prima nevoie a omului, înaintea oricărei pâini și înaintea oricărei ape. Înaintea oricărei chimii vine iubirea lui Dumnezeu. Și atunci am întrebat pe fete. Aveți nevoie? Da, foarte bine. Pentru cine aveți nevoie? Pentru cine ai nevoie de iubire? Pentru cine? Fiecare ce zice? Pentru mine. Și atunci le-am sugerat ideea că iubirea n-au nevoie pentru ei, ci pentru grupa aia altă de dincolo. Pentru băieți au nevoie de iubire. Dar ei iau băieții pentru ce? Să le satisfacă lor nevoia de iubire. Totul în om este pe dos, să știți. Noi n-am înțeles că toate nevoile noastre doar avem nevoia să luăm pentru ca să dăm. Pentru că când suntem noi împliniți? Când luăm sau când dăm? E bine să bei, te-ți place, nu? Dar nu când bei ai împlinirea, ci atunci când folosești puterea din apă, când folosești puterea din cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Iisus este cuvântul. Ați înțeles legea? Nicio nevoie care o aveți pentru dumneavoastră. Orice nevoie care o aveți este ca să o folosiți spre binele comun pe care Dumnezeu l-a pus în acest univers. Nimic nu poate face ceva pentru sine. Nu există. Face apa ceva pentru sine? Da sau nu? Ține sticla, apa asta pentru sine, are ea nevoie de apă? Are nevoie de apă. Nu o să găsiți niciun element în tot ce puteți cerceta care să nu funcționeze după această lege. Numai omul. Și anume ceva în om este invers la această lege. Ceva în om, și anume inima omului, bate altfel. Deci haideți să vedem ce este legea lui Dumnezeu pentru un calculator. Am zis că poate la calculator ne înțelege mai bine, cel puțin tinerii. Deci, care este legea de bază pentru un calculator? Avem un calculator și întrebarea se pune pentru câte procese are calculatorul nevoie de curent. De câte procese? Pentru toate. Da? Există vreun calculator care funcționează fără energie? Absolut sau neabsolut? A, chiar nu există niciunul care să n-aibă nevoie să meargă și fără energie? Vedeți, legea este fantastică. Calculatorul trebuie pentru orice proces care îl face, face multe sau puține? Poate face foarte multe procese, dar are nevoie de un singur lucru și anume de o energie
și de o legătură cu sursa de energie. Și aceea este acel cablu. Pentru toate lucrurile, el are această nevoie. Și acum ne uităm un pic la natura umană. Pentru că ea este cea mai necunoscută care există pe pământ. Aceasta este întunericul acestui pământ, că nu cunoaștem omul. Omul a fost făcut de Dumnezeu, din pământ și din suflare de viață. Nu-i așa? Așa s-a scris. Dar am putea să și verificăm aceasta când ne uităm la om. Ce se face din pământ? Din pământ se face un trup când cele două se întâlnesc. Și ce se face din suflare de viață? Se face un spirit. Și împreună ei dau sufletul. Putem găsi în natură mereu același model, din două elemente diferite, rezultă o ființă nouă, un suflet. Și acum, trupul ce are nevoie? Cine are nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu? Creierul? Are nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu? Da sau nu? Sunteți cu mine? Creierul are nevoie de curent electric. El funcționează cu curent electric și are nevoie de chimie. Astea sunt lucrurile fizice care trupul are nevoie. Ce are nevoie spiritul? Unde avem nevoia de dragoste? În creier sau în spirit? Spiritul nostru are nevoie de o informație. Pentru că un spirit trăiește din informații. Și cuvântul este ce? O informație. Informație. Informația aceasta, spiritul trebuie să o ia de unde? Din Dumnezeu, prin credință și încredere. Vom vedea mâine mai amănunțit cum face aceasta. Și acest lucru cum se numește? Închinare. Aici este începutul tuturor funcțiilor omenești. Orice lucru în om începe cu credință și încredere. Altfel nu funcționează nimic. Dar credința și încredere trebuie să aibă un element pe care îl transportă. Și acel element trebuie să fie cuvântul sau dragostea lui Dumnezeu. Și de acolo cât se hrănește. Dacă Duhul este plin de dragostea lui Dumnezeu, curentul electric în trup funcționează perfect, iubirea o dai mai departe și atunci și pâinea poate fi folosită corect. Pentru că avem nevoie și de pâine. Dar nu începe viața cu pâine, ci începe cu cuvântul lui Dumnezeu. De ce este închinarea? Un proces religios, un act religios sau ceva ce îți trebuie orice clipă? Ce este închinarea? Haideți să vedem. Câte poate face omul fără să se închine? În Matei 6:24, Iisus spune așa, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Ce înseamnă să slujești? A fi dependent. Da? A fi dependent. Zice, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Câți stăpâni există pe pământ? Este Dumnezeu și este Satana și oamenii în care el se ascunde în spate. Și spune așa, nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamon. Adică trebuie ori de unul, ori de celălalt să fii dependent. Și închinarea înseamnă legătura cu sursa de slujire de care depinzi pentru viață. Pentru câte gânduri ai nevoie să fii dependent de o sursă? Pentru câte acțiuni în viață ai nevoie să fii dependent de o sursă? Pentru câte?
Să știți, nu există niciun gând, niciun lucru pe care un om sau o ființă îl poate face, dar suntem la om, fără ca să fie dependent de cineva din care ia și dă mai departe ceea ce a luat. Nu există. Fiecare gând, fiecare faptă depinde după cine mă orientez, cine îmi este sursa din care mă alimentez. Ca atare, câte lucruri vin din închinare? Sunteți cu mine? Că beți, că mâncați, n-a spus Biblia așa ceva că este închinare? Da sau nu? De ce? Pentru că o faci ca un efect după cine te orientezi. Și acum se pune întrebarea, ce ne leagă de unul și ce ne leagă de celălalt? Pentru că să știți, legătura este un automatism. Și o să-l vedem mâine mai profund, că atunci avem mai mult timp. Iisus descrie aceasta că este ochiul. Și există un ochi bun în Matei 6 cu 22 și 23 și un ochi rău. Și l-am definit pe baza cunoașterii omului. Există doar două feluri de a privi viața. Din unghiul unei ființe create, adică a fi un canal, sau din unghiul de a fi un Dumnezeu. Doar aceste două căi pe care poți să le ai. Și fiecare care se crede Dumnezeu trebuie să aibă, trebuie să aibă pe oameni ca sursa lor de gândire. Ce zice lumea? Ce vorbesc de mine? Ce mi-a zis partenerul? Oh, tu ești urât. Nu? Sau? Cui place să fie urât? Vă place dacă cineva vă zice că ești urât? Nu? Dar credeți? Eu dacă nu-l credeți, vă întoarceți și ziceți, da, cu cine vorbește asta? Sau dacă cineva zice, tu n-ai valoare. Tu ce tu spui? Cu cine vorbești? Vorbești cu mine? Dar dacă ești în eroare, tu trebuie să-l crezi. Te duci acasă și te uiți. Cum sunt? E un automatism. Dacă avem această eroare noi, și asta e firea păcătoasă, dar vă vedea mâine mai mult, atunci suntem automat slujitorii celui rău și a oamenilor. Și trebuie să le credem ce spun. Dar cuvântul Domnului, așa nu-l putem crede. Cuvântul Domnului putem asimila doar dacă suntem copilul său. Atunci îl vom mânca. Deci, Iisus este ispitit la ce? Toate ispitele lui Iisus au fost la dependența de cuvântul lui Dumnezeu. El n-a postit ca să testeze că poate să nu mănânce, ci el a postit ca să dovedească întregii omeniri și întregului univers că omul trăiește întâi din cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi, din pâine. De aceea a postit. Asta a fost scopul postului său. Pentru că asta omul n-a înțeles. Când el a fost botezat, tatăl i-a dat un cuvânt. Care a fost cuvântul tatălui? Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Vă place cuvântul ăsta? Da sau nu? Da. Dar acum, după 40 de zile, aparent, tata te-a părăsit. Te-a lăsat fără pâine, te-a lăsat să mori în pustie. Și acum tu mai crezi că ești copilul tatălui? Mai ești că ești fiul iubit al lui Dumnezeu și El își găsește plăcerea în tine? O mai crezi?
Că în momentul acela vine cel rău și zice, tu chiar ești Fiul lui Dumnezeu? Tu cine ești? Pentru că aceasta este întrebarea hotărătoare a omului. Tu cine ești? Și Iisus zice, eu sunt omul, Iisus. Omul nu trăiește doar cu pâine, ci cu orice cuvânt. Și pentru că tata a spus să stau așa, să nu mănânc, nu mănânc. Pentru că eu trăiesc din cuvântul lui tata întâi și după aceea din pâine. Când a fost ispitit să sară de pe templu, la ce a fost ispitit? Să facă ceva sau să creadă ceva? La ce a fost ispitit? Ce să creadă? N-a venit satana cu cuvântul? Interpretat corect sau a interpretat necorect? Credeți că satana știe Biblia? Eu cred că știe pe de rost. Mintea lui este mare. A interpretat-o corect sau nu? Adică satana a interpretat Biblia corect sau n-a interpretat-o corect? Ce i-a sugerat lui Iisus? De ce să se arunce? La cuvântul cui? Sau la cuvântul lui Dumnezeu? Ispita a fost să asculte de satana, nu de Dumnezeu. Dar Iisus știa legea, zice, eu depind de tata. Dacă tata îmi zice sar, atunci sar. Dar dacă nu, stau cu minte, pentru că nu am să-l provoc pe tata să-și dovedească iubirea sa față de mine dacă eu îl pun într-o încurcătură. Când a fost ispitit să ia lucrurile care îi le oferea satana, la ce a fost ispitit? La avere sau la credință? La ce a fost ispitit? La avere sau la credință? Da, păi, evident, noi nu vedem, zic așa, pădurea din cauza pomilor. Pentru că să știți, dacă ați înțeles ființa umană, ispitire la altceva decât la credință nu există. Nu există. Avea satana ceva să se dea? Să nu avea. Și atunci ce ar trebui să creadă Iisus? Ce ar fi trebuit să creadă? Că satana îi poate oferi ceva? Poate satana să-i ofere ceva? Are satana ceva ce poate oferi? Noi zicem nu, dar când ne dă, ce facem? De unde? De unde le luăm? Toate ispitele lui Iisus au fost la dependența de cuvântul lui Dumnezeu, adică la închinare. Pentru că alte ispită, să știți, nu există. Sunt ispitele noastre în alt loc? Suntem noi ispitiți la mâncare sau la credință? Să știți, viața începe cu cuvântul lui Dumnezeu, pe care fiecare trebuie să-l asimileze prin credință și încredere. Și dacă el asimilează altceva decât cuvântul lui Dumnezeu, rezultatul este moartea. Pentru că Iisus a dovedit în viața lui că n-a trăit din altceva decât din cuvântul Tatălui Său. A spus, tot ce fac eu, nu fac de la mine, ci fac de la Tatăl meu. Nu pot face nimic din mine. Iisus Hristos adeverește legea neschimbabilă a lui Dumnezeu, arătând că orice ispită se găsește într-un singur loc, și anume, ce crezi și în cine te încrezi. Altă ispită nu există.
Pentru că înaintea oricărei fapte, înaintea oricărei decizii, vine credința și încrederea. Dacă aia este în cuvântul lui Dumnezeu, nu ți se poate întâmpla niciodată nimic, adică tu să te faci bolnav, tu să-ți faci viața grea. Pentru că din cuvântul lui Dumnezeu așa ceva nu există. Deci omul poate fi ispitit în câte locuri? El poate fi folosit în multe feluri, dar în același loc. Pentru că există o singură vulnerabilitate, o singură portiță unde poți greși. Și aceea este doar la credință și la încredere. Dacă acolo nu greșești, nicăieri nu poți greși. Pentru că cel care asimilează cuvântul lui Dumnezeu e născut din Dumnezeu. El nu poate greși de acolo. De aceea Iisus a fost biruitor. Pentru că a știut întotdeauna că ispita lui era într-un singur loc. Mâine, dacă ne întâlnim iarăși, vă voi pune din nou întrebarea dacă ați înțeles-o. Putem fi ispitiți în multe feluri, dar toate ispitele bat într-un singur loc. Dacă acel loc este sigur, orice ispită este învinsă. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem aceste lucruri și să știm că El este real. Cuvântul Lui este viața. Și nu luăm Sfânta Cina doar ca să o luăm în sensul unui simbol, ci ea trebuie să ne facă clar că viața noastră este El. Întâi, iar apoi vine pâinea. Amin.